La noapte, în zonele joase de relief din sudul și estul țării, îndeosebi din a doua parte a intervalului, va fi ceață, în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin, iar ceața se va semnala spre dimineață, pe arii în general restrânse, cu o probabilitate mai mare în centru. Vântul va sufla slab până la moderat, trecător cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade Celsius, mai coborâte în depresiunile Carpaților orientali. În București, cerul va fi senin în prima parte a nopții, apoi va fi ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 9-10 grade Celsius. Mâine, în zonele joase de relief din sudul și estul țării, sunt condiții de ceață, îndeosebi în prima parte a zilei. Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale. În restul teritoriului, vremea se va menține frumoasă, iar în orele amiezii deosebite de caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar ceața se va semnala doar pe arii restrânse la începutul intervalului, cu o probabilitate mai mare în centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 28 de grade Celsius, izolat mai scăzute în zonele cu ceață persistentă. În București, cerul va fi mai mult senin, exceptând îndeosebi primele ore ale intervalului, când va fi ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius. La munte, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă față de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe voi și în depresiuni, dimineața și noaptea, izolat vor fi condiții de ceață. Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de intervalul precedent.